Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie în paraclisul episcopal din Oslo, regatul Norvegiei. În continuare, ierarhul a botezat un copil și un adult norvegian care a primit numele Sfântului Apostol Toma. De fiecare dată când vin la Oslo și în celelalte comunități euharistice, mă bucur cu bucurie mare atunci când îi îmbrac în Hristos pe cei mici, dar și pe cei mari, adică și pe prunci și pe adulți. Și bucuria parcă este și mai mare atunci când îi aducem la Hristos pe adulții care sunt departe de El, care sunt în întunericul necunoștinței. Iată, aceștia se luminează, se bucură împreună cu toți sfinții luminători ai acestor ținuturi scandinave, a căror viață și acatiste le-am adunat cu darul preamilostivului Dumnezeu și mă pregătesc în curând să le tipăresc și o carte. Va fi o carte dedicată tuturor sfinților care au odrăzlit în Scandinavia în primul mileniu. Lucrez de mai mulți ani la această carte, am adunat din cronici foarte multe date, dar și din mărturiile fraților noștri ortodoxi scandinavi. Astăzi am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română de aici, de la Oslo, în regatul Norvegiei. Astăzi am trăit ortodoxia, profund fiind îmbrăcat în Hristos prin botez. Am avut emoții și acum sunt foarte bucuros. Episcopul Macarie a fost un bun îndrumător, ajutându-mă duhovnicește, mă simt bine și liniștit în Hristos. La final, cei prezenți au primit daruri din partea ierarhului.